Vă încurajez să deschideți scripturile în Geneza, prima carte a scripturii, capitolul 49, de unde vom citi un pasaj: versetele 1 și 2, 22 și 2. 1 la 2 și 22 la 26. 1 la 2 și facem pauză, 22 la 26. Vă invit să vă ridicați. 1 și 2. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fiii lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru, Israel. Versetul 22. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului, arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor, dar arcul lor a rămas tare și mâinile lui dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta, aceasta e lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântărilor apelor de jos, cu binecuvântărilor sânilor și ale celui mamei. Binecuvântările Tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Amin. Doamne, dă-ne cuvântul tău în inimă. Doamne, așează-l potrivește-l pentru noi. Fă să nu fie doar o predică care ne trece pe lângă suflet. Doamne, te rugăm, dă-ne interes, trezește-ne mintea și vorbește-ne, te rugăm. Doamne, avem nevoie să ne vorbești. Îți mulțumim că ești aici și că ești așa de bun. Ne închinăm în fața ta, rămânem înaintea ta și continuăm să credem că vei avea milă de noi, ca să nu ne prăpădim pe drum, să nu ne facem de rușine, Doamne, și să nu ne pierdem și să ne rătăcim. Îți mulțumim că ne asculți, amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Profităm întotdeauna de ocazia Binecuvântării de copii, să vorbim despre fenomenul acesta al nașterii, creșterii, educării, gestionării vieții de familie în prezența copiilor. Facem lucrul acesta crezând că fiecare predică care se spune atinge inima fraților, chiar dacă ea nu se potrivește deopotrivă pentru toți în aceeași măsură. Dar, mai mult sau mai puțin, atinge pe fiecare. Din pasajul acesta pe care l-am citit, un pasaj care pune în evidență faptul că Iacov s-a rugat pentru copiii lui, s-a rugat pentru toți 11 și eu am citit despre ce s-a rugat pentru Iosif. Iosif a fost al 11-lea copil, dar a fost primul copil care l-a avut cu soția pe care și-a ales-o. Și -a ales din pasajul acesta extrem de bogat din scriptură, care vorbește despre Iosif și, în general, despre familiile patriarhilor, aș vrea să mă uit prin prisma următoarei idei. Iosif, sclavul care a devenit ministrul. Dacă ne uităm în familiile patriarhilor, ne mirăm că întâlnim atâtea falimente patriarhi. Foarte multe falimente în familiile lor, foarte mult conflict. Foarte multe, foarte multă violență, foarte multă ură, dezbinare, partide, după idealul nostru, n-ar fi trebuit să fie așa în familiile patriarhilor. Însă Dumnezeu n-a cosmeticizat realitatea, ci a lăsat-o așa, așezând o în fața noastră spre pildă, învățătură și lecție de viață. Sclavul care a ajuns ministru. Este posibil să ajungă un sclav ministru? Da. E posibil să ajungă un ministru sclav? Da. Depinde încotro te îndrepti. Depinde ce faci, ce gândești și ce ai de gând să realizezi cu singura viață pe care o ai, atât de scurtă și totuși suficient de lungă. Structura acestei cărți este formată din două secțiuni și când spun carte mă refer la Geneza, că de acolo am citit. În prima secțiune, care cuprinde capitolele de la 1 la 12, sau mai precis 11 cu 9, sunt prezentate personaje de excepție precum Adam, Eva, Abel, Cain, Enoch, Seth, Lamech, Noe, Nimrod și alții. Sunt multe nume. În cea de-a doua secțiune, care începe la capitolul 12, mai precis 11 cu 10 și se termină la 50, mai precis la 50 cu 56, 26, iertați-mă, prezentarea este dominată de cei patru patriarhi, Avram, Isaac, Iacov și Iosif. Despre Isaac se vorbește foarte puțin, o parte dintr-un capitol. Omul acesta a fost extrem de liniștit, foarte liniștit. Avram a fost un om activ, și despre el se vorbește între capitolele 12 și 25. E un pasaj lung. Despre Iacov se vorbește de la 25 la 36, mai puțin, dar despre Iosif se vorbește cel mai mult, de la 37 până la 50. Activitatea lui este dinamică, este intensă. El a fost unul dintre cei mai neprihăniți oameni din Scriptură. Dacă citiți scripturile în viața fiecăruia, veți vedea remarcate și anumite slăbiciuni. La Iosif nu veți găsi asta. Îndrăznesc eu să spun de la mine, eu nu cred că el nu a avut nicio slăbiciune, că atunci ar fi fost ca Domnul Isus, ar fi ieșit din condiția de om. Dar scriptura vorbește despre el ca despre un om neprihănit. A fost o viață de om de excepție. Mie personal îmi stârnește, de când am citit Biblia prima oară, o imensă admirație, văzând felul în care s-a comportat, nu în situațiile normale, că atunci toți suntem oameni de treabă, ci în situațiile limită. Acolo se vede puterea unui om când trebuie să ridice ceva, nu când stă cu mâinile în buzunar. Că doar să stai în picioare nu e chiar greu. Ei bine, Iosif a fost și este pentru toate generațiile de credincioși un exemplu grozav, mai ales pentru bărbați, dar, la modul general, pentru credincioși. Binecuvântările revărsate peste Iosif au fost și datorită părinților bunicilor lui. De pildă, părinții Iacov și Rahela, bunicii Isaac și Rebecca, străbunicii Avram și Sara, acești mari oameni ai lui Dumnezeu, care au avut tragediile lor, dar au stat lângă Dumnezeu, l-au influențat mult și el s-a simțit foarte responsabil să ducă mai departe măreția bunicilor și părinților lui. La pachet însă cu măreția, el a preluat și slăbiciunile acestora. De unele s-a ferit, de altele nu. Și nu mă refer neapărat la Iosif, ci mă refer la familia lor extinsă, așa cum am spus, Avram, Isac. Iacov Iosif Câteva exemple care nu-l privesc pe Iosif Dar privesc familia lor extinsă În timpul foametei Biblia ne spune că Isaac s-a relocat în Gerar Asemenea tatălui său Și a mințit că soția sa este sora sa De ce a făcut Isaac exact ceea ce a făcut Avram? Era un obicei al vremii a auzit ce a făcut taică -să și că a scăpat și l-a inspirat când a ajuns în aceeași situație? A fost o întâmplare? Toate trei pot fi valabile. Deși eu cred că cea mai influentă este cea de la mijloc pe care eu am remarcat-o. De asemenea, ca și Isa, care nu a rezolvat problemele dintre copiii lui, tot la fel și Iacov nu a rezolvat multe dintre probleme. Aduceți-vă aminte că Dina, singura lui fică, iese să meargă la fetele țării Acolo este batjocorită și el nu face nimic, nu ia nicio atitudine. Pur și simplu, Biblia nu spune nimic despre ce a făcut el. Frații Dinei, copiii lui, se simt responsabili de ce s-a întâmplat și acționează, fac un proiect mult prea violent și tatăl îi ceartă pentru ce a făcut. Dar dacă tu nu ai făcut nimic, de ce îi ceri pe copiii tăi că au făcut ce nu trebuia? De ce n-ai făcut tu ce trebuia dacă știi ce să faci? Vedeți, e bine să nu faci prostii, dar la fel de rău e să nu faci neprostii, adică să faci ce trebuie. E rău să faci rău, dar e rău să nu faci bine. Este cel puțin ciudat faptul că el nu a rezolvat această problemă, deși era tatăl și responsabil, era patriarh și era nepotul lui Avram. Dar problema a rămas nerezolvată. Isaac știa profeția lui Dumnezeu spusă Rebecăi, conform căruia primul fiu urma să treacă în, al do în spatele celui de-al doilea. Dar el nu a făcut nimic. Și a trebuit să iasă Rebeca în față, să-și asume responsabilitatea, să-l pună pe fiul ei mai mic, să-l păcălească pe cel mai mare și cu metode omenești a încercat să intre în profeția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tatăl nu a făcut nimic. Lui trebuia carne din pădure și atât. Patriarhii au fost oameni în carne și noase, ca noi, cu bune și cu mai puțin bune. Statutul lor însă a fost unul înalt, chemarea lor a fost măreață. Și ei au umblat înaintea lui Dumnezeu, fiecare cum a putut. Este cinstit să remarcăm faptul că Isaac a învățat din greșelile tatălui său și sunt multe lucruri pe care el le-a făcut. Contrar la ceea ce a făcut Avram când nu a avut copii, Isaac a apelat la rugăciune. Scriptura ne spune că soția lui nu făcea copii, el s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Lucrul acesta el nu remarcă Scriptura la tatăl său la fel de direct și de explicit. Sunt multe lucruri pe care Isaac le-a făcut bine, deși Biblia vorbește puțin despre el. El a fost un om retras, cu minte, poate chiar comod. Corectarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui Iacov, dată lui Iosif, a durat întreaga lui viață. Noi vorbim despre Iosif, nu despre familia lui, dar am vrea să creăm un pic de context, deși nu-i timpul necesar să dezvoltăm prea mult predica. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că un copil nu poate să, nu poa să scape despre ce a experimentat în casa părinților. Nu poate să scape niciodată. Cel mai în vârstă dintre noi are chiar acum în minte toate lucrurile bune ale părinților și toate lucrurile rele ale părinților. Și astea ne influențează fără să vrem. Ele creează permisivitate sau responsabilitate. De aceea, calitatea părinților nu constă doar în sfaturile adresate, ci și în exemplu personal, mai bine zis, în mod special, în exemplu personal. Timpul petrecut de Iacov în Haran cu scopul căsătoriei a durat aproximativ 20-21 de ani. El s-a întors cu două soții, deși s-a dus să ia una. În acest timp, Dumnezeu l-a vindecat pe el de înșelăciune prin faptul că în relația cu Laban l-a făcut o victimă a lui Laban și pentru prima oară Iacov a experimentat cum e să fie înșelat. Până atunci, el a înșelat pe toată lumea. Și când el a trecut prin experiența de a fi înșelat, mințit, păcălit, tras pe sfoară, atunci și-a dat seama cum s-au simțit toți ceilalți. Și când s-a întors acasă, a fost mai sensibil la împăcarea cu Esau decât atunci când a plecat. Când a plecat avea impresia că nu are nicio problemă cu nimeni. Când s-a întors, nu numai frica că o să fie atacat de puternicul Esau, dar și inima lui, fiind înșelat și păcălicul, l-a păcălit el pe Esau, dintr-o dată a simțit ce simte furatul, nu furăciosul. În felul acesta Dumnezeu l-a vindecat pe Iacov, Iacov a sperat că întorcându-se din Canaan, Esau îl va ierta și îl va trata ca pe un frate. Însă el a avut așteptări la altul, dar nu a vrut să vadă așteptările pe care Lea le-a avut la el. Și nu le-a nu împlinit le niciodată. Vedeți ce ușor este să avem așteptări în timp ce noi îi călcăm pe alții în picioare? Știm ce trebuie să ne facă soția nouă sau copilul, dar nu știm ce trebuie să facem noi soției sau copilului. Nu avem ochi să ne uităm la noi, ci doar la alții de lângă noi. Știm ce trebuie să facă păstorul, dar nu știm ce trebuie să facă membru. Știm ce trebuie să facă membru, dar nu știm ce trebuie să facă păstorul. Egoismul ne face să ne vedem pe noi singurul locuitor al planetei. Când ne pocăim, ne vindecăm într-o mare măsură de problema asta. Apoi, Iacov a sperat că întorcându-se din Canaan, se va întâmpla multe lucruri bune. Însă el nu s-a implicat în toate lucrurile acestea, ci a sperat pur și simplu că se va întâmpla. De pildă, perioada grea a copilăriei și tinereții lui Iacov, generată de conflictul dintre părinți, s-a mutat între copii. Copiii lui au experimentat aceleași conflicte pe care le-a experimentat el cu părinții lui. În Noaptea Anunții, după o lungă petrecere, a adus un patul nupțial pe Lea în loc de Rahela. Și omul acesta, independent de alegerea lui, s-a întors acasă cu două soții care au așezat o permanentă tensiune în familia lor și mai ales în familia copiilor lor. Aduceți-vă aminte că tot ce s-a întâmplat după aceea, vânzarea lui Iosif, invidia, ura, toate neînțelegerile acestea, ăsta e fratele meu bun de mamă, ăsta e numai de tată. A fost o familie destul de problematică din punctul ăsta de vedere. Nu ușor să ai 12 copii și pe cei 12 să iai de la 3-4 soții. A fost acolo, au fost acolo încurcături destul de mari. Iar el a încercat să le gestioneze cum a putut. Iacov nu a iubit-o pe Lea, soția pe care nu a dorit în Dumnezeu i-a dat copii de la ea în timp ce nu i-a dat de la Rahela. Când a avut pe cei doi copii de la Rahela, el i-a idolatrizat. Iosif a fost special pentru el și Beniamin. Când s-a întâlnit cu Esau, i-a pus pe toți în față, iar pe ultimii doi care erau de la iubita lui, cea pe care o iubea nu de la Rahela și roabele lor, i-a pus în față, iar pe cei doi i-au pus în spate. De ce să fie protejați? O să că fiecare gest al lui a trădat subiectivism. Ei, toate acestea le-au văzut și ceilalți zece. Și au dezvoltat invidie, ură Răzbunare. Și lucrul ăsta s-a manifestat profund în familia lor. Familiile lor au fost măcinate de genul acesta, de resentimente. Mulți teologi îl socotesc pe Iosif ca pe o figură tipologică, adică o figură care îl prefigurează pe Mântuitorul Iisus Hristos. A fost vândut de frații lui pentru un pumn de arginți, a suferit mult din cauza fraților lui, i-a iertat pe frații lui, nu s-a răzbunat pe dușmani? A fost vândut la vârsta de 17 ani? Iosif a trecut prin foarte multe încercări. Pe umerii lui a o mare responsabilitate a, geneal a genealogiei patriarhilor. El a fost rob în casa lui Potifar o perioadă de 13 ani. Și, deși a avut o integritate deosebită, a trecut prin foarte multe încercări. Avea vârsta de 30 de ani când ieși din închisoare, a fost chemat înaintea lui faraon, iar faraon l-a numit după el cel mai mare om din stat. Era un sclav, un imigrant, nu se califica. Dar motivele pentru care s-au calificat, s-a calificat au fost cu totul altele. La momentul acela, când Egiptul era bântuit de o secetă lungă, Faraon l-a văzut pe omul ăsta cel mai potrivit om și nu l-a interesat cine e și de unde vine, ci doar ce e în stare să facă. Nu are nicio problemă din ce biserică venim noi. Unii au trecut pe la baptiști, alții pe la creștini după Evanghelie, în începutul cărătoriei lor. Are importanță ce caracter are astăzi. Are importanță ce familie are astăzi. Are importanță ce competență spirituală are astăzi. Are importanță ce mărturie are astăzi. Că degeaba suntem noi fii lui nu știu cine, sau nu știu cu cine am copilărit, sau nu știu pe cine lângă am stat, dacă acum dăm rateuri serioase și nu accidentale, ci repetate, apoi aproape programate. În felul acesta, Iosif a avut foarte multe probleme cu frații lui, mai multe decât cu dușmanii lui. Aduceți-vă aminte că atunci când a mers să aducă vești tatălui său trimis de acesta, ei au vrut să-l omoare. Unul dintre frați, Ruben, a avut ideea să-l arunce într-o groapă. Iuda a avut alt punct de vedere, să-l vândă la Ismaeliții, cei cu caravana de cămile, lucru care s-a întâmplat. Și așa, când a ajuns în Egipt, a fost dus în târgul de sclap și vândut. Și l-a cumpărat șeful gărzilor împăratului, al lui Faraon. Omul acesta care se, îngreze, se ocupa de securitatea lui Faraon și a ajuns în casa acestui om mare, bogat, influent, acolo a dus-o bine și acolo a avut una dintre cele mai teribile ispite, care e una dintre cele mai evidente din toată Scriptura. Și întotdeauna când vorbim despre genul acesta de păcat, Iosif este un exemplu neîntrecut, este sclipitor, este absolut ieșit din comun, aproape că este deasupra umanității. În Casa Părintească, el a fost un copil favorit, iar haina pe care a purtat-o a fost întotdeauna pentru el un simbol al statutului lui. Aduceți-vă aminte, în Casa Părintească, a purtat haina copilului favorit și haina spunea că el e copilul favorit. Probabil că a fost favorit din câteva motive. Dragostea lui Iacov pentru Rahela s-a mutat spre Iosif, ea nu mai era. O lăsase undeva pe drum. Apoi. El era un copil orfan de mamă și a inspirat mai multă milă lui Iacov. Apoi, în relația cu frații lui, haina lui a fost plină de sânge. Și asta vorbea despre faptul că el a murit. Când te uitai la haina aceasta, știai că cel care a purtat-o nu mai este. Simbolul morții lui Iosif, deși el n-a murit, a fost doar o scenare murdară, generată de invidie și de ură. În relația cu familia lui Potifar, el a avut haina înfrânării. Când femeia aia destrăbălată i-a luat haina în încercarea de alține, el a scăpat scoțându-și mâinile din haină și a fugit, a plecat, i-a rămas cu haina neprihănirii pe care a transformat-o într-o haină acuzării. Și a spus, uite, i-am luat haina pentru că a vrut să mă necinstească. În timp ce ea a vrut să-l necinstească pe el. Vedeți cum o haină poate fi folosită în două feluri. Și astăzi un argument poate fi folosit în două feluri. O dovadă poate fi folosită în două feluri. Cine vrea să mintă, va găsi argumente. Și cine vrea să spună adevărul, va găsi resurse și curaj. Apoi, în relația cu temnicerul, cu temnița, haina lui a devenit haina temniței. A avut o haină de pușcăriaș în generația noastră este așa, în dungi. Nu știu dacă atunci era așa, n-am citit despre treaba asta. La palatul lui Faraon să nu credeți că s-a dus cu zeghe de pușcăriaș. Mă gândesc că atunci când a ajuns al doilea după Faraon, s-a îmbrăcat și el ca ministri. S-a purtat ca un ministru. Avea o haină scumpă, călcată, aranjată, poate că frumos mirositoare. Era normal să fie așa. Dacă nici miniștri nu se îmbracă așa, atunci cine? Lecțiile experienței lui Iosif sunt multe și folositoare pentru noi. Am să vă spun câte ceva. Dacă ești un om slab, oamenii te disprețuiesc. Dacă ești un om dur, oamenii te urăsc. Dacă ești un om ferm, oamenii te invidiază. Dar ce să fac ca să nu mi se întâmple nimic? Să dispari. Dacă nu poți să dispari atunci asumă una dintre lucrurile astea sau poate două, trei dintre ele. Relațiile nu sunt un lucru ușor. Nici în familie, nici în afara familiei. Ca și relații normale, ele sunt ușoare. Dar vin momente grele care trebuie gestionate cu grijă și uneori ne prind pe stângul. Apoi, încercarea prin care treci nu înseamnă că Dumnezeu nu te iubește. Din ce în ce mai des întâlnesc ideea asta eu sufăr pentru că Dumnezeu nu mă iubește. Nu e adevărat deloc, n are nicio legătură una cu alta aproape. Nu. Iubirea lui Dumnezeu este una și încercarea prin care trece este alta. Dacă le asociezi, înseamnă că n-ai citit Biblia niciodată. Sau dacă ai citit-o, n-ai înțeles-o. Încercarea este normală în viață, iar dragostea lui Dumnezeu este obligatorie pentru că El îi iubește pe toți oamenii. Răul care ți se întâmplă nu înseamnă neapărat că va ține toată viața. Băiatul ăsta a fost un sclav, dar nu s-a născut sclav. A ajuns sclav la un moment dat. El a știut că într-o zi va scăpa de sclavie. Dacă astăzi ești bolnav, puneți în minte, eu într-o zi voi scăpa de boală. Dacă astăzi ai căzut la un examen, puneți în minte, pe următorul examen o să-l trec, dacă astăzi ai o problemă, puneți în minte, peste o săptămână eu nu o să mai am problema asta, sau când va îngădui Dumnezeu, trebuie să spui în minte succesul ca să ajungi la el. Dacă nu ți-l pui în minte, poate doar accidental vei ajunge acolo. Învață să gândești pozitiv. Fii un biruitor în mintea ta, nu în mușchii tăi doar. Dacă nu gândești ca un biruitor, greu de crezut că vei trăi ca un biruitor. El a știut că într-o zi va scăpa de haina aia cu dungi. Și a scăpat. Știți bine că a scăpat. Faptul că cineva ți-a făcut un rău nu este un argument ca și tu să-i faci un rău. Lui s-a făcut un mare rău. Dintr-un copil răsfățat cu haina priorității, a ajuns vândut, sclav și a trecut printr-o grămadă de probleme. Și când s-a întâlnit cu bandiții care au făcut lucrul acesta, adică frații lui, i-a iertat. Și a avut un argument atât de elegant, încât măcar ei nici nu s-au simțit rău. A spus Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple asta, ca să ajung aici șef pentru ca să vă pot ajuta pe voi. Ce suflet bun! N-a spus nimic ca să-i confrunte și să-i rănească. Le era frate. Și frații se iubesc, se iartă, se milesc. Dacă nici frații nu fac asta, atunci cine? Observați că el a ajuns în casa lui Potifar și Scriptura ne spune că Domnul a fost cu Iosif și toate îi mergeau bine. Atunci când ești sclav, când ești bolnav, când ești dator, când ești într-o problemă, dacă Domnul este cu tine, toate îți vor merge bine. Acolo, în locul ăla unde ești amărât, îți e greu, plângi și simți să te răzvrătești. Unde e Dumnezeu? Unde l-ai așezat tu. Dacă îl așezi în inimă, e în inimă. Dacă îl trimiți la plimbare, e departe. Depinde unde îl așezi. Știți unde este... Sau să nu vă dau exemplul ăsta, vi-l dau pe celălalt. Întotdeauna memoristicul ăsta este în buzunarul drept De când trăiesc eu și până o să mor Nu va fi niciodată într-un alt buzunar Întotdeauna aici va fi pixul Aici va fi memoristicul Aici va fi batista Aici va fi chestia asta de șters ochelare Aici vor fi bombonelele Și am buzuna, am, am lucrurile astea S-a creat un obicei Întotdeauna în același loc Toți sunteți la fel Ele sunt unde le pun eu Acolo este Dumnezeu unde îl pui Dar nu poate să fie într-o zi într-o parte și într-o zi în alta unde l-ai așezat devine obicei. Și dacă ți-e în inimă, va rămâne acolo. Dacă e afară, va rămâne acolo. Scriptura spune că Domnul a fost cu Iosif nu numai în casa lui Potifar. Oriunde a mers el, Scriptura remarcă, repetă această afirmație. Domnul a fost cu el. El a fost vândut de câteva ori. Nu doar o odată. Însă a ajuns în casa lui Potifar și acolo a trecut prin experiența aceea destul de complicată. Însă a fost o încercare care a pus în evidență starea inimii lui, adevărata starea inimii lui. Și a ieșit din această încercare ca un bărbat brav, demn și credincios lui Dumnezeu. Iar imaginea aceasta este un ideal pentru toți bărbații. Scriptura ne spune că Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere mai marilor temniței, nu numai la Potifar, ci și mai marilor temniței. Și când a ajuns la faraon, Domnul a fost cu el. Și peste tot unde a mers el, Domnul a fost cu el, dar nu împotriva voinței lui Iosif. Domnul a fost cu el ca o reacție la ceea ce făcea Iosif. Domnul este cu noi ca o reacție la ceea ce facem noi. Domnul nu abuzează cu prezența sa, indiferent de ce facem noi, ci El este cu noi ca o reacție la ce facem noi. Faptul că Iosif a rezistat avansurilor soției lui Potifar demonstrează caracterul lui, perspectiva lui și sfințenia lui. Datorită acestor calități, Domnul a fost cu el și cauză și efect. Dovada că Iosif a rămas lângă Dumnezeu în închisoare. Este faptul că el avea capacitatea să interpreteze visele. Vedeți, Dumnezeu i-a dat ceva de buzunar. Darul de a interpreta visele. Un dar. Și părinții ne fac daruri. Ne dau niște bani, ne dau, mă rog, ceva care ne e de folos. Dumnezeu nu i-a dat bani. Dumnezeu i-a dat capacitatea să interpreteze visele. A știut că acolo va avea trecere cu manifestarea acestui dar. Și așa a fost. I-a dat un cec în alb. Și peste tot a ajuns al doilea după împărat cu darul ăsta. Când a auzit faraon că cineva interpretează visele mai bine decât deștepții lui și filozofii lui, a spus chemați-l. Și a făcut o afirmație care i-a pus pe toți în invidie. Unde mai găsim noi unul ca ăsta? Ăsta e cel mai mare, cel mai tare, cel mai deștept, cel mai bun. Cu ocazia asta s-a căsătorit. Cu ocazia asta a ajuns ministru. N-are nicio importanță ce ești astăzi. Are importanță ce faci ca să ajungi altceva mâine. Astăzi ești ce ești, ziua asta trece în câteva ore. Dar ce faci ca mâine să fie altceva? Un copil e nevinovat, câțiva ani nu știe de el, dar el vede tot ce facem noi și în mintea lui se creează obiceiuri. Iar obiceiurile acestea nu se mai șterg niciodată. Dacă ne uităm în cartea aceasta, observăm faptul că acest bărbat. A fost unul dintre cei mai proeminenți bărbați ai scripturii. De ce? Pentru că a fost copilul unui patriarh, pentru că a fost nepotul unui patriarh și pentru că a avut un vis înalt. Abstinență, puritate, cinste, onoare, un om care a încercat să exceleze în toate lucrurile. Un om cinstit, un bărbat adevărat care nu și-a vândut reputația și n-a întrerupt linia genealogică a părinților lui doar pentru plăcerea cu o femeie fără minte, o femeie destrăbălată, o femeie care nu mai știa și altceva. În afară de trup nu mai avea nimic. Oamenii lui Dumnezeu. Noi avem parte de foarte multă investiție, de foarte multe sfaturi, de foarte multă, de foarte multă atitudine pedagogică. Noi suntem foarte învățați în diverse feluri, pentru că întâlnirile noastre sunt un fel de seminarii, sunt un fel de conferințe în care suntem expuși la cele mai înalte, la cea mai înaltă formă de moralitate, la cel mai elegant stil de viață. Poate nu reușim să împlinim tot ce auzim, dar nu ne putem permite nici să uităm tot ce am auzit și să neglijăm. Astăzi poți să fii un sclav, un analfabet, un sărăntoc, un nimeni în drum, un necunoscut, un anonim. Dar nu te da de ceasul morții. Dacă nu mori, mâine este încă într-o zi. Convinge-i pe oameni că trebuie să-ți ridice statutul. Convinge-i prin seriozitate. Convinge-i prin caracter. Convinge-i prin echilibru. Convinge-i prin cinste și demnitate. Nu umbla cu fofârliga, că te duci în jos, nu în sus. Fii om! Unde ești? Fii om, fii harnic! fii serios, fii o persoană de cuvânt, fii punctual. Toți oamenii se uită, toți oamenii văd lucrurile astea. Atunci toți vor spune, în asta am încredere. Iată, dar că felul în care eu trăiesc poate genera încredere pentru dumneavoastră. Sau felul în care eu trăiesc poate genera neîncredere. Și la urmă mă supăr că nu aveți încredere în mine. Păi da, eu v-am împins să nu aveți încredere în mine. Prin felul meu de viață, prin bârfele mele, prin relațiile mele, prin a... tot felul de șmecherii pe care le fac. Sunt ochi care mă văd, sunt urechi care mă aud. Eu cred că dacă spun unuia ceva, unuia ceva nu se aude. Mai mult sau mai puțin se aude. Cândva se va auzi. Cinstea să mă înfășoare neprihănirea. Cinstea te face să nu-ți fie frică de poliție. Nici de mama, nici de tata, de nimeni, că ești curat. Curăția aceasta, într-o zi, te va duce la minister, indiferent ce ești astăzi. Cinstea asta, pe care o trăiești în fiecare zi, cu multă greutate, dar cu o ambiție demnă de copila lui Dumnezeu, te va face proeminent în comunitatea în care ești, te va face onorat în biserică, în familie, pentru că toți vor vedea că ai caracter. Nu doar să nu repet o expresie de pe internet. Oameni dragi, Uitați-vă la acest bărbat, emigrantul, sclavul care a ajuns ministru. A fost un drum lung, dar posibil. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru familia noastră și pentru noi. Ne ridicăm în picioare. Domnul să călăuzească rugăciunea. Amen.